Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. De data aceasta suntem înapoi pe BIMNG și avem un mod destul de tare. L-am găsit pe internet, m-am uitat puțin pe acolo și mi-a apărut o poză cu o mașină din BIMNG pe harta din Minecraft. Am făcut puțin research pe acolo și am găsit modul, este unul vechi. Doritorii care vor să-l încerce, îl aveți în descriere. Ei bine, ce avem noi aici este o mapă exact din Minecraft. Băiatul a luat-o și a convertit-o apoi pentru BIMNG. Imediat facem o tură rapid pe aici. Cam aceasta este toată harta. Aici se termină unde puteți observa. Este destul de mare, să fiu sincer. Apa chiar e apă, poți pica prin ea. Iar toate cuburile sunt, cum le vedeți voi, cuburi. Dacă te lovești de el, e ca și cum te-ai lovit de un perete. Este absolut totul solid. Și am găsit zona asta aici care este cât de cât dreaptă, în deșert. M-am mai plimbat puțin pe partea cu pământ, dar este foarte dificil. A trebuit să măresc cauciucurile la mașină ca să se poată cățăra pe blocuri. Și episodul acesta ne vom juca pe aici în mare parte. Nu are nicio funcție, din păcate, dar în schimb sunt peșteri pe care le putem explora și multe alte zone, inclusiv acest village care, din păcate, este puțin stricat. A venit războiul aici în el. Bine, a zis băiatul respectiv care a creat acest mod că village-ul are o problemă și că așa a rămas. Și modul, din câte am observat pe acolo, nu a mai primit un update din 2018. Asta fiind destul de mult pentru un mod. Așa, ne-am pus aici mașină. Deci, repet, suntem în BIMNG, nu în Minecraft. Nu este Minecraft cu mod de mașină, este BIMNG cu mod de Minecraft hartă. Repet, linkul în descriere. Haideți să ne jucăm pe aici. Putem să ne uităm first person, tot. Deci, repet, opa, am oprit motorul. Suntem pe bine acum. O să mergem noi, o să facem și niște accidente și o să vreau să încerc să dau puțin jocul peste cap. Prima oară aș vrea să spawnez trafic, să vedem dacă se poate pe harta asta. Pe celelalte hărți merg, deoarece au drumuri și sunt configurate, dar vreau să vedem dacă distruge jocul complet sau dacă chiar apar mașinile momentan. Oh, stați așa, cred că au apărut. Și mașinile în mare parte se spawnează pe lângă mine. Haideți să vedem dacă au apărut pe hartă sau dacă nu. Mă, momentan nu observ nimic. Probabil că nu au drumuri și nu se pot spawna din cauza lipsei drumurilor. Îmi văd doar mie mașina care s-a dat peste cap acolo, dar în rest nu văd absolut nimic. Deși cred că sunt pe undeva, deoarece îmi scad FPS-urile. Prin apă pe aici, pe undeva, nu. Bun, haideți să le ștergem, să vedem dacă e o diferență. Nu, ce ismi mă interesează aici, doar așa și remove traffic. De apărut și de dispărut a funcționat, deoarece jocul mi-a sacadat și asta se întâmplă în momentul în care îmi spawnează acele mașini. În fine, haideți să ne întoarcem la mașinuța noastră. Deci, repet, i-am mărit cauciucurile pentru că nu puteam să urc efectiv pe blocurile astea și acum este destul de greu. Hai că am rămas așa, e bine. Ops. Gata. Și mă repet, pentru episodul trecut îmi cer scuze că nu am postat, cred că observ un bug vizual, văd cactusul prin cactus. Îmi pare rău că nu am mai postat atâta timp, nu m-am simțit bine și am zis să fac o pauză. Cam atât. Deci am descoperit primul bug la harta asta, aparent cactusul vezi prin cactus, ăla nu îl vezi și dacă te uiți prin el este complet transparent, copăcelul ăla, bașul acolo. Ia să vedem ce mai găsim noi pe aici. Aș vrea să intru într-o peșteră cu mașina, doar că nu știu unde se află aceasta. Ia, haideți să ne uităm repede și apoi ne vom croi un drum. Uite aici. A, dar nu-i peșteră mare. Trebuie să găsim... Mă, ce întins e tot locul ăsta. Trebuie să găsim noi o peșteră măricică. Aș vrea să intrăm cu mașina prin ea. Aici ce avem? Aici avem, zici, ca bubui creeper-ul. Ce mai avem pe aici? Că dacă nu e pe aproape, ne teleportăm, evident. Nu ar fi o problemă. Aici, ia, este ceva mare? Nu. Sau?
Bine, pe aici cu ce mașină să intri? Putem vedea așa toate cave-urile. Minecraft X-Ray Boy. Ia să vedem, uite aici unul, dar nu are ieșire. Wow, ce e ăsta? Ok. Da, pare nu prea sunt cave-uri. Haideți să mă întorc eu la mașinuță. Gata. Nu știu ce încerca să fac aici. Haideți să vedem cât putem să urcăm pe aici. Apoi ne vom teleporta noi pe un munte. Și vom arunca mașina. Ce curată aia? Am zis că mi s-a rupt roata. Sau haideți să mergem direct acum. Am ales un munte mai mic pentru a putea să fac un challenge. Călinge. Ia să vedem. Vreau să cobor în siguranță, adică să nu mă rostogolesc. Și dacă reușim să facem aici, trecem la munți mult, mult mai mari. Deci, repet, acesta este... Ăsta sunt eu și avem și cu lavă, vom încerca imediat să vedem dacă putem să intrăm și în lavă și l-avem pe acela care cred că ne va da bătăi de cap, dar nu cred că putem nici aici, stați așa că mi-a fugit mașina. Hei, mamaie, vin înapoi. Ops, așa. Iau-te niște cărbune pe aici. Am găsit să băgăm la mașină să meargă. Ops, și acum pe unde ar trebui eu să cobor? Pe acolo mi se pare abrupt, exact. Aici, în lateralul meu, ia, întoarcem noi mașina. Am scos și bările de față și spate. Aveau, nu știu cum se numește, trolii, cred, sau încerc scuze dacă greșesc. E chestia aceea de poți să te legi de ori alte mașini, ori copaci și te poți trage. Și am scos-o pentru că mă încurca foarte mult când voiam să urc. Loveam, efectiv, cubul cu acel dispozitiv. Nu te da peste cap, ăsta e challenge-ul, gata. Fain. Dubla numărul 2. Hai să vedem. O iau cu spatele. Am mai multă greutate pe... Unde are motorul? Mașina asta are motorul pe față. Asta m-ar ține. Da, hai să coborâm cu spatele. Ca să-mi țină fața, să nu mă mai dau peste cap. Având mai multă greutate în față. Să sperăm că va funcționa. Nu. Dă-i cu spatele. Ops. O, asta nu-i bine. Asta nu-i bine deloc. Ia. Da, o să ne folosim de puțin ajutor. Sperăm că nu rupem nimic în mașină. Pentru chestiunea asta să vă apară punctele, să puteți să trageți. Țineți apăsat CTRL, apoi vor apărea aceste puncte. Puteți apăsa click și unde scrie acolo strength, care înseamnă puterea, este forța pe care voi o folosiți când trageți. Dacă dați scroll în jos, scade, iar dacă dați scroll în sus, crește. Este destul de utilă când rămâneți blocați undeva prin joc. Merge la toate versiunile, nu neapărat de pe Steam, distracție plăcută. Ia, aproape am reușit. Nu, trebuie să ajung pe partea aia, că dacă o iau pe partea asta, ia uitați-vă cum vine. Bum, bum, bum. Și aici am avut numai câte două. Dacă îmi vine unul singur, s-ar putea să mă dau peste cap și ca să ajung eu acolo, trebuie să urc puțin și dau cu spatele așa. Dar cred că tot voi ateriza. Mamă, uite cum vine în partea asta. Bun, hai să... Nu, încet, stai. Lăsăm frâna de mână. I-aș da forță. I-aș da forță până jos, că aici trebuie să ajung. Opa, asta așa că nu mai... Cred că am rămas suspendat. Da, mi-a rămas asta aici. Ne folosim iară de aceste puteri magice. Gata. Stai, ce se întâmplă? Mi-a virat mașina singură. Te rog, pică pe roți! Pică pe roți! Cred că pică tot din mașină. Și... Gata, am ajuns. Am ajuns, dar nu bine, din păcate. Și aici, dacă picăm în apă, ei bine, ne ducem destul de mult. Este destul de adânc, aș putea spune. Și am observat o chestie ciudată imediat. Vreau să arunc mașina în apă, să vă arăt... De ce plutesc? Cum e posibil să plutesc? Cred că din cauza cauciucurilor? Da, din cauza cauciucurilor. Fii atent, sunt prea mari. Prima oară când m-am aruncat în apă, aveam niște cauciucuri mici. Și... Băi, ești nebun, plutesc din cauza cauciucurilor. Ce tare. Haideți să mergem la lavă. Zi și făcut, doar că am încercat eu să fac o chestie și mi-a explodat absolut toată fața. Nu mai am grile, nu mai am absolut nimic aici. Trebuie să ne urcăm înapoi. Uite în grila. A sărit în explozia de creeper.
O să mergem, sunt curios dacă ne arde sau ceva e făcută să ne dea damage la mașină. Ia, voi urca pe aici. De ce nu merge? Că până la urmă sunt pe gearbox low. Ia. Hop, luăm puțină viteză și... Mișto! Ei bine, am găsit un loc mult mai ok pentru a testa chestia asta. Am găsit aici o zonă mult mai mare, prinsă de lavă. Haideți să vedem dacă luăm foc. N-am luat foc, dar știi că ne-a distrus mașina. Din nou. Am găsit ceva și mai bun. Am găsit o baltă de lavă. Deci în apă mă pot scufunda. Imediat testăm apa de aici să vedem dacă este ok. Apoi vom intra și în acea lavă. Rapid, rapid. Cred că mă va ține tot. Da, plutesc. Plutim. Și acum haideți să mergem noi înapoi să vedem dacă plutim și în lavă sau dacă se întâmplă ceva cu mașina. Chiar sunt foarte curios. Nu am testat nici eu până acum, deci vom vedea împreună. Tind să cred că este tot ca apa, doar că are altă textură. Haideți să vedem. Nu pot să cad în ea. Este solid aparent. Păi și mi-ar de cauciuc, cum face ceva, nu-mi face absolut nimic la cauciuc. O să las puțin mașina aici. Ei bine, am stat cam 2 minute pe ceas și aparent nimic nu s-a întâmplat, deci trist, dar nu ne strică absolut nimic. Mă așteptam să crească temperatura, poate de gajă, căldură, poate de ceva. Și în schimb am scos acea rată de rezervă pentru a fi mașina mult mai ușor. Și am adăugat și Supercharger Stage 1 din 3, puteam să aleg acolo. Și nu te duc jos. Dacă o salvezi de aici... Nu mai pot să o salvez din păcate de aici. Cât am încercat să mă salvez de acolo, aparent am descoperit că pot să mă fac barcă, doar că trebuie să-mi iau puțină viteză și cred că mă pot lansa direct. Ia stați așa, deci s-a dus mașina efectiv în față, cât am pus pauză la clip pentru a reveni să nu pierdem timpul. Și am observat că o lua deci barcă și vreau să-mi iau viteză. Ops, da. Vreau să-mi iau viteză, pagubă pe spate. Ce vom face noi? Vom adăuga maxim de performanță la mașină, vom trece pe stage 3. Adăugăm aici heavy duty ca să ne țină tot ce vrem. Stage 3 și ce mai putem noi să punem? Mai putem să-i punem NOS și Race Eco. Ok, avem 3 trepte, n-avem cumva de drag race. Haide, nu-i pun de 3. În schimb îi punem shot-ul de 200... Ok, nu știam că există aia. Mă așteptam să am un 250 la cât de mare este mașina. Și îl vom configura noi să plece mult mai minimum gear. Uite, 1 de la turații, de la 2000 de turații, deja începe să plece nosul. Deci, ia, îl activăm. N20 și... cum pleacă mașina. Haideți. 3... Mie să nu intru pe acolo să cad. No, trebuie să-i schimbăm cutia de viteze pentru că nu reușim să facem nimic. Stați așa. Ați văzut ce urât a putut să plece de pe loc. Îi schimbăm, o punem pe cea în 6 trepte. Race. Ia să vedem, poate face o mică diferență. Avem nosul activat. De ce schimbă așa? Din cauza turaților, cred. Și oare eu acum dacă trag mai... Da. Deci, aparent băieții, ne-am făcut barcă, putem să ne uităm așa, avem butelia de nos aici. Era frumos dacă avea un ceas pe ea și se simte așa un zvâc când îi dă să plece, dar... Nu dau seama dacă eu sunt oprit, stați așa, mi-au un punct de reper. Deci colțul ăla e pe mijlocul cubului. M-am deplasat puțin de tot, doar când a dat să plece. Cred că în momentul în care eu mă opresc, sau ori mi s-a mișcat camera, că aparent acolo nu s-a mișcat. Era frumos dacă puteam să ne punem ceva să ne împingă ca un propulsor în apă, dar în fine, este destul de tare că putem să plutim cu aceste cauciucuri. Sunt curios dacă le sparg ce se întâmplă. Sau dacă scot roțile? Sau...
stați așa, le spargem prima oară. Ok, momentan e ok. Dar tu plutești... Ups! Nu mai plutește. Deci am avut dreptate. Din cauza cauciucurilor am reușit să plutesc. Și cauciucurile încep să se strângă puțin când sunt sub apă. Observați deja cum se fac. Observați că se strâng, nu știu, apasă o anumită presiune pe ele, destul de tare. Și acum, din păcate, nu mai putem merge, decât dacă aveam un submarin. Cred că trebuia să pun nosul ăla puțin mai așa. În fine, episodul acesta îl lăsăm aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, evident, și lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți, ce idei, ce orice doriți voi să lăsați în secțiunea de comentarii, le voi citi și voi da și eu o inimioară acolo, ca să știți că l-am citit. Cam atât, o zi bună vă doresc, la revedere, pa, pam!